5 apeluri pe minut la 112 din cauza caniculei Serviciul de telecomunicații speciale anunță că operatorii serviciului au preluat aproape 800 de mii de apeluri numai în această lună. Cele mai multe au venit din județele din sudul și vestul țării. Cele mai multe solicitări medicale s-au înregistrat pe 17 iulie, peste 7500. Cei care au sunat la 112 au acuzat în special probleme respiratorii din cauza căldurii extreme, accidente determinate de caniculă sau pierderea echilibrului tot din cauza căldurii. Tot de la începutul lunii iulie, s-au intensificat apelurile de urgență care anunță arderi necontrolate și incendii de vegetație uscată. Astfel, luna aceasta au fost anunțate peste 3.000 de astfel de evenimente. Operatorii STS spun că preiau apelurile la 112 în 4 secunde.